În municipiul Moinești, din județul Bacău, s-a desfășurat astăzi tradiționala procesiune Calea Luminii. Evenimentul a început cu oficiera vecerniei învierii în Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protopop Costel Mareș, care a explicat importanța praznicului învierii Domnului. După slujba vecerniei, toți cei prezenți, preoți și credincioși, au plecat în procesiune prin centrul municipiului Moinești. Participanții la evenimentul care s-a desfășurat anul acesta pentru a șaptea oară au cântat imnul Pascal Hristos a înviat și cântări specifice perioadei Pascale. Procesiunea Calea Luminii a avut ca punct final Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unde a fost oficiată o slujbă de mulțumire. Aici, toți cei prezenți au primit în dar iconițe cu învierea Domnului.